Am revenit în studio după materialul care l-am urmărit. Domnule Ciobanu, ați realizat împreună cu echipa Promolex un studiu suficient de amplu despre starea lucrurilor în administrațiile publice locale de nivelul 2. Cum a fost și cât e de greu să muncești cu reprezentanții acestor structuri? Este o întrebare foarte bună, deoarece, după cum ați spus, reprezentanți, da? Funcționarii publici și demnitarii publici, deci este o categorie aparte care este mai aproape de cetățeni. Ei, de fapt, se presupune că ei trebuie să rezolve toate problemele la nivel de raion sau la nivel de municipiu. Respectiv, sub acest aspect, ei sunt deschiși spre comunicare, dar erau mai puțin pregătiți de monitorizare, adică aspectul ăsta că vor fi monitorizați puțin i-a pus în gardă. Și inițial era o atitudine puțin mai suspectă, dar ulterior am în proces de comunicare, iată, la prezentarea raportului, s-a observat că, de fapt, aceste monitorizări ele pot să aducă și beneficii. Cum dacă să ne uităm după metodologie de observare și punctele pe care le-ați abordat în acest raport, a fost unul comunicare dintre autorități și părțile interesate în procesul decizional. Cine sunt părțile interesate? Cetățeanul simplu sau? Deci, în proces de monitorizare administrației publice nivelul 2, să are în vedere consiliile raionale și municipiul Bălț. Deci, municipiul Bălț este unitatea administrativă teritorială nivelul 2, vorbim de monitorizare primării. Am identificat ONG-uri mai active în raion și am contactat în proces discuțiilor, în procesul de intervievare. Am ajuns la careva concluzii, am făcut notificări, respectiv acest lucru s-a regăsit și în raport. Deci nu au fost persoane pur și simplu luate din stradă. Merge vorba de reprezentanța societății civile activi. Deci ONG-uri care implementează proiecte, ONG-uri care colaborează cu administrația publică locală sau sunt obligați să se adreseze cu oarecare întrebări către administrația publică locală de unde ei vin. A fost vreun raion cu care ați lucrat dificil în acest proces? Adică nu ați primit un feedback la care v-ați fi așteptat? Pot să spun că atitudinea, nu pot să spun că există un raion. Există un, putem spune despre funcționari la general. Deci, practic, probleme serioase nu am avut. Diferență de comunicare, a luat timp de a prezenta cine suntem, de unde venim, cine este Promolex, deși au auzit, dar au auzit sub aspectul altor activități pe care le-au văzut din mass media. Și iată, sub acest aspect, la început a fost puțin mai dificil. Dar, în special, un raion n-aș dori să menționez, pentru că practic am început cu toate de la același nivel. Dar pot să vin cuvinte de laudă pentru unele raioane care au fost deschise de la început, spre exemplu, raionul Telenești s-a arătat la nivel Fălești, municipiul Bălț, deci aceste raioane s-au observat din start o deschidere și chiar o curiozitate și dorință de a colabora, de a îmbunătăți calitatea activității. Cetățenii s-ar întreba, ce înseamnă această transparență decizională? Ce prevede, de exemplu? Dacă noi înțelegem, dar în opinia dumneavoastră, cum o explicați, de exemplu, să vadă omul cât e de transparentă, de exemplu, primăria sau consiliul, sau cum, de fapt, cum văd eu, sunt deciziile care sunt făcute publice, de exemplu, fie pe paginile web sau fie postate anunțuri pe panouri sau, de exemplu, chiar informarea consilierii locali care merg și informează lumea despre ce s-a luat aceste decizii. În unul dintre puncte ați vorbit și despre paginile web, da? Cum le-ați monitorizat? A fost dificil să le monitorizați? Ați găsit careva și carențe, de exemplu, neajunsuri? Și la ce capitole?
La acest compartiment pot să vă menționez că în proces de analiză, de monitorizare, noi am lucrat cu două instrumente. Unul era monitorizarea online, adică observarea, prin metoda observării am monitorizat paginile web. Asta presupunea o muncă zilnică de accesare a celor pagini și de verificare dacă se modifică informația care parvine, anume la capitolul transparență decizională. Fiecare pagină web are compartimentul transparență decizională, adică deschiderea administrației publice locale, informația pe care o prestează cantitativ, calitativ. Asta a fost primul compartiment. Deci noi monitorizam paginile. Doi, noi, adică monitorii, coordonatorii regionali, Promolex, mergeam în teritoriu, deci realizam interviuri și asistam la ședințele consiliilor raionale. Și deja fizic vă deplasați. Da. Și deja în sub, dacă totalizăm aceste metode, deci per general se creează o imagine mai amplă sau mai ambiguă despre transparența într-un raion sau altul. Uh-huh. Și respectiv, din câte am observat noi am ajuns la una din concluzii că care puțin au uimit funcționarii publici, respectiv deci cea mai solicitată sursă de informare este pagina web. Deci, adică cetățeanul nu merge la primărie să ceară un act sau să vadă ce se întâmplă, direct accesează... Cetățeanul este mai simplu și nu numai cetățeanul, dar oricărei persoane interesate, este mult mai simplu să stea acasă la calculator, să acceseze pagina Consiliului său raional și să urmărească ce decizii s-au luat pe o problemă sau pe altă. La băț, cum ați... ce rezultate ați obținut aici? Sau le-ați observat mai exact? Bălțul este, în primul rând, este municipiul și, deși este unitatea administrativă teritorială, are puțin un specific al său. Deci noi nu numai am monitorizat ședințele consiliilor municipale, dar și activitatea primarului, viceprimarului. Se are în vedere sub aspect de transparență. Tot ce se plasează pe pagina web, pe Bălț MD, monitor de Bălț. Respectiv, rezultatele, în general, pe municipiul Bălț sunt bune. Sunt foarte bune prin prisma transparenței. Să are în vedere că la multe compartimente ce ține de prevederile legii 239, transparenții privind procesul decizional, municipiul Bălț se recordează. Desigur că este loc și de mai bine. Sub aspectul deschiderii, am văzut că sunt plasate informații gen CV-urile, gen transparența procesului bugetar, da? Deci elaborarea, consultările publice sunt organizate, cu titlul de inovare, de inovație, este elemente de bugetare participativă. Deja doilea an se organizează proiecte. Deci sunt înaintate proiecte spre votare și ulterior ele sunt finanțate din bugetul municipal. Acest lucru este plauzibil și chiar s-a ajuns la concluzia că ar fi bine, după ce proiectele sunt implementate în municipiul Bălț, ca alte raioane să poată vedea structural cum decurge acest lucru. Da, într-adevăr, acest buget, da, participativ, cum ați explicat dumneavoastră, cum funcționează? Adică primăria sau consiliul vine cu banii, ONG-urile vin cu proiecte. Sau cine vine cu proiecte? Sau cetățeanul aici simplu poate să vină cu proiecte? Este o traiectorie. Deci tot acest lucru începe, deci primul pas, de fapt, când vorbim de bugetare, revine procesul de consultări publice. Anual, la sfârșitul anului, noiembrie, luna noiembrie, decembrie, tradițional, se organizează dezbateri publice, consultări publice cu cetățenii, unde sunt invitați persoane interesate și colaboratori primăriei, unde se prezintă suma totală a bugetului și respectiv primăria spune dezbaterilor publice o alocare a unei sume
care va fi ghidat de sume, deci din buget, care va fi ulterior utilizată pentru finanțarea proiectelor venite din partea locuitorilor municipiului Bălți, spre exemplu. După acest lucru, după la consultări, vin cetățenii, vin cu careva proiecte, cu careva idei, se estimează aproximativ suma, se aprobă la Consiliu, deci treci prin comisii, se aprobă la Consiliu și respectiv, începând cu luna august, începe concursul, dacă, da, 4 august, începe concursul instingerit al proiectelor. Se lansează această idee, ulterior, după ce se depun proiectele și ele sunt evaluate de către o comisie, urmează însuși procesul de selectare cel mai bun. Și decid tot locuitorii, adică anul acesta peste 1600 de persoane au votat pentru diverse proiecte. Aceste proiecte presupun o oarecare sumă. Ele, suma totală nu trebuie să depășească suma care este preconizată din buget. Respectiv, proiectele care au acumulat cele mai multe voturi urmează să fie finanțate. Dar ați vorbit și despre implicarea în grupurile de lucru. Dumneavoastră ați vorbit și la acea prezentare a raportului că ar fi bine ca administrațiile locale de nivelul 2, publice locale de nivelul 2, să includă în aceste grupuri de lucru și asociațiile obștești. Exact. S-au avut în vedere două lucruri, s-au subsemnat. Unu, ce ține de achiziții publice. Deci, când se fac achiziții publice, am recomandat ca să participe sau să fie incluse în cadrul grupului de lucru și reprezentanții asociațiilor obștești. De ce? Pentru a garanta transparența achizițiilor. Noi știm foarte bine că au existat și alte proiecte de monitorizare concrete a achizițiilor și au fost sau, deci acolo unde sunt bani există și spunem, acea ispită de a valorifica banii netransparent. Respectiv prezența în grup de lucru a unor persoane dezinteresate sau care nu doresc să, deci nu se implică direct la luarea deciziilor, dar monitorizează, ar putea reduce din dorința funcționarului public de a realiza careva fraude sau să caute careva sursă de câștig suplimentar pe lângă salariu. Dumneavoastră vorbiți despre niște mecanisme perfecte care ar trebui să se întâmple într-o administrație publică sau locală, da? Sau în consilii sau primării. Cum ar trebui să lucreze, corect. Dar s-a întâmplat în procesul ăsta de studiu, da, pe care l-ați realizat, să vi se închidă ușa în nas. Deci, noi am avut așa situație. Deci, mai concret, noi am avut așa o încercare de a solicita acces la informații de utilitate publică. Respectiv, am făcut două scrisori. Prima am făcut din partea unei persoane fizice și alta de la organizația de care vin, de la Asociația Obștească Promolex. Respectiv, au fost înregistrate cazuri când nu s-a dat răspuns la aceste solicitări. Acest lucru, de fapt, înseamnă o încălcare a legii, privind accesul la informații. Iată, sub acest aspect, eu pot spun că, da, într-adevăr, unele administrații publice își permit să mai închidă ușa nu numai cetățeanului, dar și organizațiilor care le monitorizează. De exemplu, când am analizat rezultatele la capitolul dat, ceea ce ține de accesul la informație, da? Cu caracter oficial, Bălți au acumulat două puncte, da? Adică două solicitări ați făcut, exact. Una din, da, două solicitări. Pe lângă municipiul Bălți au mai fost și alte localități sau alte consilii raionale care au fost atât de transparente. Și dumneavoastră, apropo, am uitat puțin, s-a vorbit și despre un răspuns relevant. Adică solicitarea pe care ați făcut-o să primiți un răspuns relevant și ați dat și un calificativ la acele răspunsuri. Deci,
Într-adevăr, seara în vedere, discutăm despre solicitare de informație de două tipuri. Deci a fost o solicitare în care am dorit să aflăm, să ni se prezinte procese verbale de la ședință. A fost o solicitare destul de simplă, după, în opinia mea. Persoana fizică, deci, ca, în calitate exact, de persoană fizică. Persoana fizică solicita procesele verbale. Și răspunsul spre marea noastră umire, am primit, persoana dată a primit-o prin diferite surse, inclusiv poștă, inclusiv poștă electronică. Acest lucru ne-a bucurat foarte mult, dar a urmat, și aici, practic, toate administrații publice locale au dat informația completă. Dar am avut și, deci la următoarea adresare, deja am venit cu solicitare de mai multe documente. Și aici ne-am ciocnit cu mai multe obstacole. Deci, prima era răspuns nu a venit. Doi, răspuns a venit tardiv, poate complet. Trei, a venit tardiv și incomplet. Asta presupunea că administrația publică locală nu dispunea de actele pe care noi le solicităm, dar ei trebuie să le aibă. Respectiv, aici și merge vorba de transparență. Atunci când tu nu te conformezi legii 239 privind transparența procesului decizional și nu ai acele instrumente despre care se vorbește în această lege, apare problema că tu nu poți oferi această informație. Dar riscă persoanele pentru nerespectarea acestei legi ceva sau conducerea? Deci, aici e o întrebare foarte interesantă. De exemplu, eu am să vă duc un exemplu ca să înțelegem. Într-o problemă, deci ca o problemă o vedem, lipsa codului de etică funcționarul public. Și s-ar părea că deci ea nu există practic nicăieri. Nici o administrație publică nivel 2 nu are acest document. Dar adoptarea acestui document tot, deci ține tot de acest APL nivel 2. Asta înseamnă că spre exemplu municipiul Bălți cod de etică ca proiect există, el a fost consultat public, a fost invitați experți de la Academie de Știință, s-a discutat tot, dar la nivel de aprobare, la Consiliul Municipal, el nu a trecut. Nu știm unde s-a oprit el, la comisii, a fost pus discuție, dar nu s-a votat, dar în cazul dat este un insucces. Pentru că, pe de-o parte, el trebuie să existe ca document în borderou Consiliului Municipal, dar el nu este aprobat. Întrebarea poartă răspundere sau trebuie să poartă răspundere secretarul Consiliului Municipal sau șeful administrației publice locale, în opinia mea este inoportun, deoarece ei, din partea lor, asigură tehnic elaborarea acestui document. Dar votarea o face consilierii. Și atunci răspunderea este pe capul consilierilor municipali. Revenim totuși la capitolul solicitarea informației. Care sunt localitățile care au înregistrat rezultate bune în acest capitol? Pe lângă municipiul Bălți, pe lângă municipiul Bălți, am primit răspuns prompt din partea raionului Floriești, Telenești, Sângerei, Glodeni, Fălești. Am primit întârziat și incomplet de la Șoldenești Rezina. În cadrul, deci raionul Șoldenești este o situație aparte, la ei nici pagina web nu este funcțional din luna mai. Am și discutat cu președintele Consiliului Raional pe acest subiect și deci pur și simplu am manifestat interes de ce nu merge pagina web, pentru că nimeni nu poate să acceseze, nimeni nu știe ce se face la Consiliul Raional. Și mi-a asigurat că e o problemă tehnică și urmează să rezolve, dar iată că suntem deja o lună, practic două luni, de când această problemă mai persistă. Ați vorbit în cadrul acestui raport și despre pregătirea și desfășurarea ședinților consiliilor
locale, da? Și ați înregistrat, mai exact, ați bifat acolo sau ați înregistrat niște neajunsuri pentru unele localități. Ce prevede, de exemplu, această analiză? De exemplu, la Bălți am văzut că erau 6 ședințe a Consiliului, 4 au fost extraordinare, 2 obișnuite, da? Ordinare. Da. Da, extraordinare. Și, și ați vorbit la fel că ar fi bine ca pe fiecare sau unde sunt luate aceste decizii sau urmează să fie luate aceste decizii să fie, fie indicată data. Da. Conform prevederilor legale, fiecare, deci apeleia nivel 2 este obligat să organizeze ședință odată la 3 luni. Minim odată la 3 luni. Deci, respectiv, odată la 3 luni trebuie să existe, să fie convocată o ședință ordinară. Asta nu încurcă administrația publică locală nivel 2 să organizeze ședințe pe probleme stringente. Da? Și în cazul dat avem, discutăm de ședințe extraordinare. Uite că aici există mai multe probleme. Prima problemă, însuși, ce ține de transparență, este informarea cetățeanului că va avea loc ședință. Conform prevederilor legale, o ședință ordinară trebuie să fie anunțată din timp și la fel și extraordinară, cu ceva mai puțin, 3 zile, da, până la ședință, dar ea trebuie să fie plasată, anunțată, inclusiv pe pagina web. Respectiv, una din problemele care noi am menționat este neplasarea sau plasarea tardivă a informației, de exemplu, cu zi înainte de ședință. Asta, ceea ce e contravine prevederilor legale. Deci trebuie să plaseze pe site, rețele sociale, ziare, informația cu ceva timp înainte. Acum, ce spuneați dumneavoastră de timp? Când plasează, când se plasează informația, am venit cu o recomandare ca orice anunț să aibă dedesubtul său, așa, data și ora exact când a fost plasat anunțul. Ceea ce ar permite mai ușor de înțeles legătura cauzală. Când a fost plasat anunțul, când a avut loc ședința. Dar panourile de anunțuri, da? Informative, da. Da, sunt folosite la justa lor valoare, de exemplu, în localități? În primul rând, centrale, de exemplu. Da, panourile informative, într-adevăr, se bucură de succes la cetățeni, dar deja pe locul 2. Ele se plasează după accesarea online a ședințelor. Respectiv, persoanele sunt interesate, dar cu condiția că ele se există, în primul rând, panouri informative, pentru că avem raioane unde, elementar, în incinta Consiliului nu sunt amplasate aceste panouri. Sau ele sunt foarte mici, pe un pilon și cetățenii nici nu atrag atenție. La Bălți cum stau lucrurile? La Bălți avem un panou mobil. Da, el este plasat înainte de ședință, este plasat chiar la parter, la intrare în sala de ședință și dumneavoastră, deci nouă dată am văzut cum stă, sau sunt plasate materialele, deci proiectele de decizie, ordine de zi pe acel panou. Deci însuși panou static nu este, dar el plasează înainte deci de termen pentru ca persoanele care intră în primărie să poată să se informeze. Și vreau să vă spun că în cazul nostru, în municipiul Bălți, avem activiști care urmăresc foarte atent ceea ce se întâmplă și se documentează și chiar și participă sau acționează ulterior administrația publică locală, antrenează în careva litigi, datorită faptului că au acces la informații. Însă avem și raioane care la fel plasează informația și pe panouri. Deci avem raioane disciplinate, gen raionul Fălești, care plasează informații pagina web la timp. Avem raionul Rezina, de exemplu, accesează, puteți accesa informația și să vedeți pe site exact la ce oră a fost plasat anunțul. Și acest lucru este, într-un fel, plauzibil. Într-un fel, am vedere chiar dacă e tardiv, fac acest lucru. Dar ați vorbit anterior despre
codul de etică, da? Da. Acesta s-ar clasa la capitolul integritate, da? Și conflictul de interese, de exemplu. Și despre publicarea CV-urilor, până în prezent, din ce am înțeles în cadrul prezentării raportului sau evenimentului de astăzi, ați venit și cu recomandări pentru administrația publică locală de aici. Am venit, ne-am adresat tuturor și am solicitat, adică am venit cu o recomandare destul de interesantă, să plasez și declarația pe venit. Cetățeanul trebuie să cunoască, consider că cetățeanul trebuie să cunoască această informație, deoarece nu este cu caracter personal. Oricare funcționar public, demnitar public, este obligat să transmită, așa, să depună declarația pe venit și toate veniturile sale sunt evaluate de către o autoritate specială. Adică cetățeanul să vadă ce faci. Da, noi și așa putem să accesăm. Da, noi avem doar Autoritatea Națională de Integritate. Și noi putem să accesăm. Dar nu toți cetățenii știu și nu toți cetățenii doresc să caute informații despre aleșii locali. Respectiv, în opinia noastră, dat fiind că oricum această informație este plasată pe pagina web a Autorității Naționale pentru Integritate, nu vedem nicio problemă dacă ea se va regăsi și pe pagina primăriei și sub CV să fie această declarație pe venit, în care noi, adică cetățeanul de rând, persoana interesată, poate să vadă nu numai originea persoanei și studiile sale, dar și veniturile sale pe care le-am sumat până la mandat și în timpul mandatului. Ați vorbit și despre CV-uri, prezentarea CV-urilor de către președinții de raion, primari sau fie guvernatorul, cum ar fi, da, Unității Teritoriale Administrative, Găgăuzia, sunt prezentate, dar ați spus și parțial. Dar nu v-a venit ideea, de exemplu, cu o recomandare ca să fie prezentate CV-urile chiar și a contabililor? Contabilul șef sau, de exemplu, purtătorul de cuvânt sau cine este persoana responsabilă de lucru pe care îl face? Sunt doar, la fel, oameni plătiți din impozite. Da, sigur. Orice studiu presupune un impact și în cazul dat noi am deci atât prevederile legale obligă că ei să plaseze această informație și noi nu am interpretat, noi ne-am ghidat de prevederile legii privind transparența decizională și ea spun că trebuie să fie plasată informația de acest gen. Acum noi nu știu dacă este relevant să extindem prevederile legale și nu știu dacă este oportun, deoarece aceasta va lăsa loc de interpretare deja din partea administrației publice locale. Noi considerăm că indicatorul de bază trebuie să fie legea. Dar ți-a avut și niște replici la această ședință. O persoană a spus că da, legea este lege. De ce noi trebuie să mergem mai departe de exemplu, de declarație pe venit sau s-o plasăm pe site sau nu știu. Dumneavoastră a spus că e o recomandare, e o preferință până la urmă. Bine, în cazul declarației pe venit, așa este. Ei nu sunt obligați să plaseze informația dată, dar în alte cazuri unde au considerat funcționari publici că este loc de interpretare, noi ne menținem pe poziție că, de exemplu, în ceea ce țin de achiziții publice, trebuie să existe rapoarte semestriale, trimestriale și anuale. Și atunci, nu, dacă ei doresc, deci semestrial sau trimestrial, este la discreția lor, dar ei sunt obligați să publice aceste informații. Noi, uite că noi nu am găsit informația pe pagini web și asta ne-a creat careva probleme, deoarece noi am solicitat ulterior una din solicitările noastre în scrisori, deci în solicitări de acces la informație, a fost anume pe achiziții publice. Uite, aici există mari probleme, deoarece informația fie nu se oferă, fie este parțială sau incompletă. Pe lângă codul de etică sau aceste declarații, da, de integritate sau ați descoperit și alte sau ați găsit și alte neajunsuri, de exemplu, la administrația publică locală de aici, din Bălți?
dacă tot. Da, vorbim. Sigur, vorbim despre... Capitol? Am discutat, de exemplu, despre linia anticorupție. Da, deci, de exemplu, Telenești a plasat un număr de telefon în care persoana poate să informeze factorii cheie că, uite, există sau cineva dorește să fie remunerat pentru activitate, deci o remunerare ilegală. Iată, acest lucru, la fel, noi am solicitat. La fel, există prevederi generale, foarte detaliate, ce țin de inițierea consultărilor, ceea ce ține de anunțul privind retragerea proiectelor decizii sau a deciziilor. Spre exemplu, există și așa documente și ele trebuie să se regăsească, dar acest lucru nu am găsit nici în municipiul Bălți și nici într-un raion de Republica Moldova. Deci, anunț privind retragerea unui proiect decizii, el nu există ca document. Deși este obligatoriu să existe. Transparența concursurilor pentru ocuparea funcției publice. Aici este mult de vorbit, eu cred. Sigur, dar noi nu am intrat în fond. Deci nu am dorit să vedem cum au loc evaluarea candidaților. Dar am dorit să vedem pe cât de transparent este sub aspectul informării cetățenilor. S-a plasat anunț sau nu? Care au fost condițiile, dacă au fost plasate condițiile de angajare, dacă au fost anunțate rezultatele concursului și așa mai departe. Noi ne-am oprit doar la aceste prevederi care ei sunt obligați să le facă. Și am regăsit și aici probleme, gen sunt plasate anunțuri în unele raioane, în alte nu se pronunță. Bine, am avut și cazuri în care, raioane în care în semestrul acesta în genere nu au avut loc concursuri și ulterior s-a constatat că toate funcțiile sunt ocupate. Dar, de exemplu, transparența în procesul bugetar, cum au loc, cum are loc împărțirea banilor sau distribuirea fondurilor? Da. Aici transparența începe însuși de la dezbaterile bugetului. Deci când are loc, iarăși să ne amintim, la sfârșitul anului se discută un proiect de buget pentru anul următor și în cazul dat administrația publică locală nivel 2 este obligată să organizeze consultări publice și să invite nu numai aleșii locali și angajații primăriilor, angajații direcțiilor, secțiilor, dar și ONG-urile și societatea civilă. Acest lucru este foarte interesant și sub aspectul și sub aspectul formalismului. Dacă este un lucru formal sau într-adevăr să ia în considerație și opinia cetățenilor. Deoarece administrația publică locală tot are pretenții că cetățenii nu doresc sau nu cunosc cum ar putea ei să contribuie la dezvoltarea comunității sale. Și respectiv se creează o distanță între cetățean și alesul local sau funcționar public. Dar noi vedem rezolvarea acestei probleme anume prin participarea cetățeanilor la luarea deciziilor. Și procesul bugetar este unul foarte real, foarte relevant, pentru că cetățeanul poate să expună dacă este bine repartizat pe capitole banii publici sau nu. V-ați ciocnit cumva, sau mai exact ați întâmpinat un feedback din partea unor administrații publice locale care v-au spus că da, într-adevăr, cetățeanul, sau ați dat din niște acte care vedeți că cetățeanul se implică în aceste procese decizionale cu privire la transparența bugetului? Da, sigur. Într-adevăr, nu putem spune că peste tot este rău sau nu este funcționabil.
am pornit, încă o dată să menționez, unele, mai multe raioane, da, să nu dau acum date statistice sau să numesc, organizează consultări publice în ceea ce ține dezbaterile publice la proiectul pentru anul următor. Însă, aici am avut, în primul rând, problema că ei nu invită toate persoanele interesate. Acest lucru am aflat de la reprezentanța societății civile. Respectiv, acest lucru ar trebui să ne pună în gardă. Doi, uneori dezbaterea, deci adoptarea bugetului este un caracter, are un caracter formal, adică iarăși se organizează de către aleșii locali, pentru aleșii locali. Trei, pe parcursul anului bugetul este revăzut, revizuit, rectificat, iarăși acest lucru trebuie să fie nu numai regăsit pe ordine de zi, dar și pe site-uri, pe pagina web, ca cetățeanul să știe că, uite, au loc rectificarea în executarea bugetului și să afle mai mult lucru, aceste chestiuni. Patru, la sfârșitul fiecărui an trebuie să fie prezentat raport anual pe buget. Cum? Raportul anual de executare a bugetului. Cum a fost executat total, parțial, ce s-a făcut și nu s-a făcut. Respectiv, dacă vedem, sunt mai multe etape. Unele administrații publice se opresc la oarecare etapă. Altele consideră că acest lucru poate fi util doar funcționarul public sau doar alesul local și, nu, și mai puțin cetățeanul. Noi am identificat toate aceste probleme și astfel încât ele pot fi regăsite în raport. Dacă să vorbim de municipiul Bălți, am avut unele sugestii, dar pe general informația este calitativă. Deci pe pagina web putem găsi toată informația și inclusiv și proiectele decizii, inclusiv și rectificările care urmează a fi făcute, inclusiv și raportul anual. Dar procedurile de achiziție? Paradoxal, dar la ceea ce țin de achiziții publice, municipiul Bălți, la fel, deține, să spunem așa, o poziție foarte bună. Noi putem să regăsim această informație și ea este completă. Uh-huh. Ea vine în conformitate cu prevederile legii 239 privind transparența procesului decizional. Recomandările cu care ați venit pe lângă, de exemplu, pe care le-ați făcut, de exemplu, cum a fost codul de etică, linia anticorupție sau să fie chiar aceeași politică anticorupție să fie adoptată, de exemplu, în cadrul administrației publice locale. Ați vorbit și despre un... V-ați dori un feedback mai bun din partea... Da, sigur. Am făcut reprezentanților administrației. Am făcut recomandări destul de consistente, nu numai și autorităților, nu numai autorităților locale, dar și autorităților centrale, pentru că există lacune în legislație, adică se lasă loc de interpretare sau prevederile sunt ambigue, nu sunt clare. Și atunci administrația publică locală fie le ignoră, fie le tratează la personal cum dorește. Și ei recunosc acest lucru. Am făcut recomandări și administrații publice locale, deci destul de consistente și am mers chiar pe fiecare raion. Pe fiecare raion am identificat problemele care există, da, și respectiv urmează ca la următorul raport să vedem pe cât de sensibili sau receptivi au fost administrația publică locală din fiecare raion față de sugestiile noastre. Dar cine v-a susținut în realizarea acestui raport? Desigur că acesta nu este un secret. Noi
Adică Asociația Promolex își realizează activitățile cu suportul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, USAID, și în cadrul programului Democrație, Transparență și Responsabilitate. Ați vorbit și despre partea a doua sau al doilea raport care va fi prezentat. Când va fi acest lucru? Deci, și la ce rezultate vă așteptați? La fiecare 6 luni semestrial, noi vom pregăti un raport. De tot, vor fi, în cadrul acestui proiect, vor fi 5 rapoarte. Acesta a fost primul raport, prima încercare de a evalua situația care este în cadrul administrației publice locale, 100% acoperire a tuturor raioanelor și municipiilor. Așteptările la următorul raport, raportul numărul 2, care va fi la începutul anului 2018, sunt, să spunem așa, sunt realiste. Noi am arătat punctele slabe, da, ale, în ceea ce ține transparența la nivel local, transparența decizională. Și urmează ca să vedem, sper eu, că lucrurile vor, fie că vor fi, se vor ameliora, fie se vor menține la același nivel în cazul în care recomandările noastre vor fi ignorate. Dacă ar fi să dăm o apreciere, da, sau o notă administrației publice locale, deci din municipiul Bălț, de la 1 la 5. De la 1 la 5. De la 1 la 5, nu vorbesc de la 1 la 10, că e prea mult. Da. De la 1 la 5. Poate să punem 1 la 10 ca să fie mai clar. Nu, de la 1 la 5 să fie. Ok. În care 5 ar fi foarte bine, 4 ar fi bine, 3 satisfăcător, nesatisfăcător. Ok. Da. Este la nivelul între 4 și 5. Între nu 45. Este 5, dar este între 4 și 5. Absolut toate autoritățile din nivelul 2 au careva lacuni. Nu există o autoritate care să lucreze perfect. Dar municipiul Bălț, la mai multe capitole, a fost foarte bine. Că anterior a fost și un alt studiu făcut de, cu siguranță cunoașteți, de IDES Viitorul, care a dat A+, un calificativ, de exemplu, A+. Și acum ați ieșit, o asociație pe care o reprezentați. A simțit acea concurență sau cumva ei au fost primii, voi, organizația dumneavoastră, sau asociația mea exact? Pot să vă spun că sau, există mai multe studii, nu numai al IDES Viitorul, există, iată, și un studiu inițiat de, dacă nu greșesc, ambasada Slovaciei în Moldova, adică, sau o agenție din Slovacă, nu pot să-mi amintesc exact, ele sunt foarte diferite. Se are în vedere parametrii. Deci, studiul pe care l-a făcut sau îl face Promolex acum în cadrul proiectului este mult mai larg, mai amplu, da? Mai amplu și el cuprinde mai mulți indicatori. Nu ne-am propus să facem, cum de exemplu au făcut alte organizații, să facem o barem de notare, un barem de evaluare, că cine a luat locul 1, 2, 3. Categoric nu. S-a dorit o analiză cantitativă, calitativă a situației, ce țin transparență, care a fost destul de amplă și nouă ne-a luat foarte mult efort ca noi să putem să sistematizăm informația și să, astfel încât fiecare funcționar public să se regăsească în acest raport, să vadă ceea ce este bine și ceea ce lasă loc de mai bine. La această ședință au fost prezenți și reprezentanții raioanelor. Exact. Le-ați semnat fiecare acest raport, l-au analizat, cred că sau îl analizează deja acasă, nu contează, dar în cadrul acestei ședințe, pe lângă domnul care s-a dat cu părerea cu privire la integritate, ați mai avut alte discuții cu reprezentanții raioanelor care au spus că da, vom munci mai mult sau vom depune tot efortul, vom da din coate ca să fim printre primii? Desigur că s-au autosesizat, un cuvânt mai nou. Aș putea spune că pentru unii acest raport este un duș rece, care
a pus în gardă că, uite, știți, de exemplu, Volens, Nolens, noi trebuie să arătăm că, uite, acolo este mai bine, aici mai este loc de lucru. Deci când facem recomandările și când facem recomandări și menționăm un raion mai mult, fără ca să vrea funcționar, dat simte că, uite, cum o scapi? Nu e bine. Da? Și sub acest aspect, într-adevăr, poate în cadrul ședinței, când am prezentat raportul, ne-am așteptat, am dorit ca să vină să spună că, uite, poate nu e chiar așa. Dar nu, acest lucru nu s-a nu deci a fost relevante, să fie. Datele. Exact. Deci nu a fost, nu s-a căutat justificări. Cei ce ulterior au fost doar discuții de culoar, la cafea, că uite, noi într-adevăr o să ne punem pe gânduri și o să vedem ce urmează a fi. Noi am dorit ca să fie o ședință publică fără să nu ne inhibăm și să discutăm la general. Am și menționat exemple clare, concrete. Dar și nici nu am dorit doar să venim cu doar cuvinte de laudă și să nu cumva să ignorăm părțile slabe. A venit și o reacție din partea primăriei de Bălți? Sigur. Da? Da, da. Și la ce capitol? A fost capitol la ceea ce am spus, deci s-a venit cu o propunere de îmbunătățire a metodologiei și noi ne bucurăm că acest lucru a fost făcut, urmează să-l discutăm cu echipa de analiză. Deci, la capitolul ce ține de proiectele retrase, s-a pus întrebarea, dar dacă nu există proiecte retrase, dar scriem că nu. Noi scriem că nu există așa informații. Uh-huh. Se consideră acest indicator nu ca fiind negativ sau nu? Pentru că, de exemplu, nu există așa proiecte care să fie retrase, da? De exemplu. Asta a fost unul din discuțiile noastre, care urmează să le analizăm. Noi, de fapt, suntem deschiși pentru îmbunătățirea metodologiei și sub acest aspect, într-adevăr, dorim să existe o comunicare între reprezentanții asociațiilor obștiești și administrație publică locală. Și eu cred că aceste rapoarte constituie un temei foarte serios pentru a analiza cum merg treburile. Vă mulțumim foarte mult, domnul Ciobanu, că ați acceptat invitația noastră. Stimați telespectatori, alături de mine a fost coordonatorul regional pentru Nord-Estul Moldovei, domnul Ion Ciobanu, reprezentantul Asociației Promolex. Eu mă numesc Dumitru Pelin și în această seară am discutat despre transparența în procesul decizional administrațiilor publice locale de nivelul 2, precum sunt consiliile raionale, a municipiilor și a unității teritoriale administrative Găgăuzia. Vă urez o seară cât mai liniștită și fiți aproape de noi!